O nouă zi, o nouă amenințare de la Kremlin. De această dată, Putin ia în vizor Finlanda. Într-un interviu pentru televiziunea de stat, Rusia 1, Putin a spus că statele membre NATO au creat în mod artificial un conflict între Rusia și Finlanda și au tărât Finlanda în NATO. Până acum nu am avut vreo problemă cu țara vecină, Finlanda, dar acum vom avea, este amenințarea lui Putin, și pune totul în cârca Americii. America bagă sulița NATO în coasta Rusiei, se justifică Putin. Президент Байден. Байден заявляет о том, что если Путина не остановить на Украине, то значит Россия нападет на НАТО. Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто США являются хозяином НАТО. Это их задний двор, все НАТО или вся организация НАТО. Не может не понимать, что у России нет никаких резонов, никакого интереса, ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО. Взяли, затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Проблемы не было. Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенную, значит... Între timp, premierul rus, Mihail Mishutin, se pregătește să dea o fugă până în China. Mishutin va sta 2 zile la Beijing, timp în care va bate în cuie cu oficialii chinezi strategii de a opri ceea ce îi numesc hegemonia americană. Asta anunță presa din Rusia. Am spus acolo Rusia 1, dar puteam să spun și Rusia din, dar nu știu câți cunoscători de ruse ar fi... Nu e Tamara pe aici. Da, Tamara e, dar e la treabă ei pe acolo. Am văzut multă panică după acest interviu. Și înainte și... de aia. În ultimele zile ai tot văzut panică. Nu, panica în vest. Eu zic panica pe care am văzut-o în vest. Panica așteptată de Ucraina, da? De câteva zile, de câteva săptămâni. De fapt, ce să mai... Haide, când a început... Ucraina nu așteaptă panică. Are panică by default. Așteaptă să se panicheze vestul. Pentru că de când a început războiul în Israel, atenția s-a dus într-acolo. Și ai tot văzut declarații în ultimele zile din partea oficialilor ucraineni, da? Că e cam rău cu războiul. Suntem cam în pericol, ne cam bat rușii. Mai dați și voi asta ceva. A spus, nu, asta a spus-o șeful armatei Zaluzhny, că este greu cu războiul, în opoziție cu Zelenski, care a spus că este bine cu războiul, avem succese constant, este un conflict deschis, cât se poate de deschis între cei doi mari lideri ai Ucrainei din acest moment, Zaluzhny, șeful armatei, și Zelenski, șeful, mă rog, președintele, da? Șeful cel mare. Poate nu întâmplător, comentează analiștii de politică externă astăzi, faptul că în biroul în care urma să se mute șeful armatei Zaluzhny au fost găsite dispozitive de ascultare. Și evident că toată lumea face această asociere cu puterea lui Zelenski, pentru că cine ar putea, într-adevăr, să își permite, cine ar putea să ajungă acolo. Da, cam asta este când simți pericolul și în exterior, dar și în interior. Uite, mai știu eu un băiat care ar putea să ajungă acolo. O să ți-l arăt din tablet. Să ajungă unde? De unde e asta? De la ruși, pentru că scrie. De la ruși, de unde? Da, calendarul pe 2024. Cam așa se vede Putin după acest discurs. Pe de altă parte, uite că au funcționat plângerile astea ale Ucrainei, da? Consiliul UE vedem că a adoptat un nou pachet de sancțiuni, al 12-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, au anunțat azi Comisia Europeană. Charles Michel, președintele Consiliului European, a anunțat și azi un summit, tot azi, un summit extraordinar programat pentru 1 februarie, dar unde vor discuta, printre altele, și fondurile pentru Ucraina, cele blocate în prezent de Victor Orban, dar vor găsi soluția, ne povestea și Marcela săptămâna trecută, să dea totuși acele fonduri Ucrainei sub altă formă. E o panică deschis și negocierile laterale, da, pentru UE. Da, e o panică alimentată care eu zic că nu le-a face neapărat bine. L-am văzut pe ministrul apărării din Germania, da, Boris Pistorius, care se plângea, vai, uite, a rămas fără arme, a rămas fără muniție, pleacă America, o să aibă grijă America de ce se întâmplă în Pacific, pentru că are un potențial conflict, da, cu China în zona de Taiwan și ne lasă noi, vai, vai, ce să alege de noi. Păi, ce au făcut în acești 2 ani? Și de ce au luat atât de multe decizii greșite pentru care nu plătește nimeni. Dar poate că vor plăti până la urmă, că sunt alegeri, ne-a spus. Da.
Ceva mai devreme, Andreea, că sunt alegeri în multe ale, jumătate și din lumea asta. Și în Rusia, poate și în Ucraina ar fi trebuit. Ai folosit un cuvânt care m-a trigăruit mai devreme. Alimentate. Alimentăm. Hai să alimentăm. Vrei pauză? Nu.